Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Începem o nouă ediție a emisiunii News Express, la care îl avem ca invitat alături de noi în studio pe domnul general, profesor universitar, doctor și deputat Nicolae Roman, președinte interimar al organizației județene Alternativa Dreaptă Buzău. Bine ați venit în emisiunea noastră și vă mulțumesc pentru asta. Vă mulțumesc pentru invitație și iată că după o vară în care fiecare dintre noi am avut sau nu concedii. Așa și când zic am avut sau nu, toți oamenii sunt cu griji, toți oamenii sunt cu probleme și cei care și-au făcut concedii și-au făcut mai mult pentru a ajuta copiii să se dezvolte și să recupereze o parte din sănătatea lor, fiindcă începerea anului de învățământ, de fapt, a dus la a fura din sănătatea copiilor români. Așa este și pentru că tot mi-ați adus aminte despre aceste griji pe care, din păcate, le avem de la o vreme destul de intense, aș vrea să vorbim despre această compensare la curent. Și vă întreb, cine plătește pentru această păcăleală a compensării? Pentru că până la urmă cam așa este, nu? Stimată doamnă, plătim toți. Plătim noi toți. Da. Și cei care au bani, dar nu realizează că dacă cei mulți care n-au bani, în momentul când rămân fără, vor sărăci și ei, cei mulți, din păcate, segmentul cel mai neajutorat este cel al vârstnicilor cu probleme. Problemele de sănătate creează dependență. Oamenii aceștia au copii care marea lor majoritate sunt plecați la muncă în străinătate să facă un ban. În țările pe care noi le știm, în comunitatea europeană și care încep să ia măsuri și măsuri de protejarea populației, spre deosebire de România, unde se iau măsuri de vechil. Ăsta este termenul. Deci am ajuns în evul mediu în care guvernanții noștri parcă ar fi acei indivizi care se consideră numiți la conducerea unei colonii. De altfel, eu am început în declarațiile politice să fac apel și să aduc la cunoștință populației anumiți termeni pe care trebuie să-i înțeleagă foarte bine și se pare că am fost inspirat, fiindcă exact când făceam declarația politică legată de colonie, una din legile la care țin foarte mult deja a primit o lovitură, dar trecând peste toate aceste lucruri, revenind la energia electrică, nu este posibil ca o țară care produce, care n-a făcut niciun fel de modificări, să apară modificare a prețului de facerea curentului electric și în ceea ce privește gazele naturale, că dacă încep modificările, deci toate utilajele care intră în componența exploatării și transportului gazului natural, în normal că sunt electrice. Și vedeți cum sunt legate unele de altele. Evident. Și peste noapte am aflat că benzina, deși barilul să ieftinește, benzina s-a scumpit, peste noapte am aflat că deși nu există nicio motivație de... s-a făcut o investiție tehnologică ca să îmbunătățim modalitatea de obținere a energiei, discutând și de electrică și de gaze naturale, să rezolve această problemă. Ba din contră. Dacă vă aduceți aminte, în una din conferințele de presă și chiar într-o emisiune a noastră, atrăgeam atenția că legea care s-a votat în legătură cu offshore-ul va viza Buzău, fiindcă este singura zonă unde rezerva de gaze continentale este cea mai mare. Sunt tare curios și dumneavoastră presa, ar trebui să începeți să vă interesați. Așa. Cam cine și-a cumpărat terenuri pe zona unde sunt aceste zăcăminte? Fiindcă va apare o situație foarte interesantă în viitorul apropiat. În zona asta noastră, în care lumea este sărăcită și lumea este nebunită să facă rost de bani pentru a-și plăti facturile. Vedeți? Iertați-mă. Vedeți? Mi s-a dat altceva de lucru. Hai să gândim cum să facem bani. Nu mai avem cum să facem bani, fiindcă din moment ce din banii ăștia noștri pe care îi plătim la facturi, profitorul
cel mai mare este statul român, înseamnă că ceva nu este în regulă. Înseamnă că între noi, cei care suntem guvernați și cei care ne guvernează, înseamnă că deja apare o prăpastie și îi atenționez pe această cale pe cei care se consideră nemuritori că mămăliga se apropie de dat în clocot. Vă mai spuneam cândva, axa Pământului s-a modificat puțin, timpul s-ar putea să fie altfel. Din păcate, din 50 în 50 de ani, pe aceste meleaguri s-a întâmplat ceva. Poporul nu știu cât va rezista, dar să ne ferească Dumnezeu pe toți, fiindcă orice mișcare socială puternică aduce prejudicii țării. Noi nu suntem în stare încă, datorită educației pe care o avem, să facem o mișcare pașnică, așa cum au făcut cei din țările nordice, care niciodată însă nu sunt mediatizați. Ia vedeți Islanda ce a făcut acum vreo câțiva ani. Și vedeți că o duce bine, sunt oameni așezați. Popor român, trebuie să ne gândim foarte bine la ce facem cu soarta noastră, a copiilor și a nepoților noștri. Da, și pentru că tot mi-ați spus despre sărăcie, cum comentați faptul că în timp ce nouă ni se spune să stingem becul, Senatul a adoptat recent majorarea indemnizațiilor demnitarilor și creșterea sporurilor cu 25% pentru funcționarii publici implicați în procesul legislativ. Știți despre care este vorba, da? Și asta în contextul în care, cu câteva ore în urmă, judecătorii CCR au considerat că această măsură este neconstituțională. Nu vi se pare, nu știu, o sfidare la adresa noastră? Nu. Judecătorii CCR au procedat corect. Nu de judecători mă refer. Ascultați-mă. Vă rog. Intrarea mea politică a fost determinată și am făcut-o public în una de declarații datorită capacității celor care conduc România. Și puneam atunci o întrebare retorică care suna cam așa. Dați-mi și mie un nume de țară, în afară de aia care o știm noi, care condusă de proști o duce bine. Și acum, revenim. Din punct de vedere legislativ, ca un mare segment al populației să poată face față pentru această treabă, toți sunt băgați la pachet. În sensul că funcționarii statului român, dacă li se mărește salariile, acolo intră toți cei care sunt inclusiv demnitarii statului român. Corect. Și acum, decât să ai un demnitar rupt în așa, mai bine să ai unul cu bani mulți, dar să îi se aplice prevederile legii. Și o să vedeți că e interesant ce spun acum. Vă rog. Și atunci, în urmă cu un an și jumătate, doi, dacă vă aduceți aminte, când începuse să se arate această criză care a debutat cu numitul carcalac pe care îl știm, atrăgeam atenția asupra unui lucru. România se apropie de criză. Dacă guvernul vrea să ajute poporul român, trebuie să facă următorul lucru. De la vlădică la opincă, toată lumea primește o sumă fixă. Rapid, până mâine dimineață, fără să mai avem discuții, fiindcă, indiferent ce se va face, cei care au venituri mari vor primi mai mult, fiindcă totul este în funcție de procente. Deci noi discutăm de o situație de criză. Legat de treaba asta am văzut că ieri sau alaltă, acum vreo câteva zile, unul din gorniști a preluat treaba asta. Cu toate că mi se pare că el era chiar era prim-ministru și mi se pare că a fost dat jos la ora respectivă, fiindcă nu a găsit această modalitate. Dar e bine. Dacă s-a trezit mai târziu, e bine. Înseamnă că dă-i românului mintea după urmă. E o chestie care, vedeți că e valabilă. Poporul ăsta are multe lucruri înțelepte. Așa că, modalități există. Problema este alta însă. Ca modalitate de acțiune. Ținem poporul sub teroare? Aoleu, vine al treilea, al 70-lea val. Vine bombardeaua peste noi. Gata, ne omoară toți, suntem terminați. Începe... Sau rezolvăm problema. Deci problema este foarte simplă. Salariu minim, coșul zilnic, în această țară, fiindcă știți că există
o discuție la nivel european ca să se instituie în toate țările un salariu minim care să fie universal valabil pe întreg teritoriul Europei. E, noi care am văzut lumea, sub o formă sau alta, cei care sunt la muncă toată ziua, își dau seama că, de fapt, coșul zilnic reprezintă 1000 de euro. Păi hai să vedem care este diferența. Dacă cel de la CAP are câțiva lei acolo, da, în portofel la sfârșit de lună, că așa a considerat statul român să-i dea, hai să-i dăm diferența până la 1000 de euro. Uh-huh. Și am rezolvat aceea să fie suma pe care o primește și cel cu pensia sau venitul cel mai mic, pardon, și cel cu venitul cel mai mare. Fiindcă, încă o dată, toți suntem popor român. Spre exemplu, am primit un răspuns de la cineva, am scris, în care îmi zice așa, zice, și suntem în slujba poporului român, în gândul meu, mai puțin a mea, fiindcă dacă eu ție ți-am cerut ceva, înseamnă că eu nu fac parte din poporul ăsta când tu îmi spui că, de fapt, tu ești în slujba, dar nu ești. Suntem foarte, cum să spun eu, foarte lejeri în a eticheta, în a scoate pe gură tot felul de chestii de-astea, care pe vremea când eram eu mai tinerel așa, ca dumneavoastră, spre exemplu, se discuta despre limbajul de lemn. Da. Dar atunci se discuta, nu de acum. Fiindcă ce-o băga la partid, o ținea așa, și constatăm acum că, de fapt, copiilor, urmașilor, continuă aceeași treabă, chiar mai abitir. Părinților vor fi geloși pe modul în care tinerii s-agită să conducă România. Și atunci închide. Ceea ce s-a făcut în Parlament, recte în Senat, după mine, iar vin la incidența cu înaltă trădare. Înseamnă cea mai dură lovitură dată celei mai puternice instituții dintr-o democrație. Deci compromiterea definitivă a deputaților și senatorilor. Cine sunt deputații și senatorii? Deputații și senatorii sunt oglinda acestui popor. Ei au ajuns acolo în urma unor alegeri libere. Ăștia nu sunt ultimii oameni ai societății. Stimate doamne, în momentul în care media va începe să facă aceste afirmații, nesimțiți de, fiindcă așa s-a... Dați-mi voie să cred, având în vedere meseria pe care o am și la care țin foarte mult, că această acțiune este una concertată. Spre exemplu, dumneavoastră știți că săptămâna trecută noi am votat pe repede înainte o lege a justiției introdusă în Camera Deputaților de către domnul ministru Buzoian, de altfel cu legături în zonă, domnul Predoiu, căruia, dacă vă aduceți aminte, i-am dat votul tocmai fiindcă este Buzoian. Deci, în urma votării acelei legi, dacă veți analiza, veți vedea că se va reintroduce Inchiziția în România. Nu mai zic nimic, vă las, fiindcă se trece încă o dată. La lume li se dă de rumegat, și băieții își fac treburile în așa fel încât, fiindcă trebuie să execute ordine, că în colonie trebuie să fie ordine. Și pentru că tot ați adus aminte de această lege, în conferința de presă de astăzi ați transmis că, vă citez, încă nu este terminată epopeea modificării legii privind înalta trădare și subminarea economiei naționale. Închei citatul. Ce ați vrut să spuneți? Stimată doamnă, eram pregătit să intervin eu mai încolo, dar dacă dumneavoastră, care văd că sesizați lucrurile în sensul că ați urmărit atent ce am zis într-o conferință de presă, vreau să încep următorul răspunsul, care va fi destul de larg, cu următoarea aserțiune. La ora aceasta niciodată nu au fost în Parlamentul României atâția deputați și senatori neafiliați. Aceștia sunt în număr de 42. Acești demnitari sunt 8 senatori și 34 de deputați. Deci, dacă privim foarte atent, ei reprezintă un segment foarte mare și sunt demersuri ca să constituim un grup parlamentar, deși partidele care sunt la guvernare
nu doresc acest lucru. Legat de subiectul pe care dumneavoastră l-ați ridicat și în care, într-adevăr, vineri, în conferința de presă, eu am atras atenția că este o problemă delicată, în sensul că primul atac, sau mai bine zis, primul insucces s-a manifestat, vă voi spune ce s-a făcut în vara asta. După cum știți, eu anunțam de fiecare dată câte zile au trecut de la introducerea acestui demers legislativ. S-a lucrat pe repede înainte, în această vară, astfel că pe 12 septembrie, la Senat, a fost introdusă legea spre a fi votată. Și acum, am aici un document care este raportul făcut la nivelul Senatului și vă voi reda câteva aspecte legate de ce s-a zis în raportul făcut de Comisia Juridică. Se zice așa, printre altele, Consiliul Economic și Social a transmis un aviz favorabil. Consiliul Economic și Social este organismul care pentru mine este foarte important, deoarece acolo este oglinda societății. Din cei 45 de membri, deci am reușit să conving acest Consiliu, unde am făcut aprecierea că sunt niște oameni deosebiți, acest lucru. Mergem mai departe. Consiliul Legislativ avizează de asemenea favorabil și este prezentat în acel raport al Comisiei Juridice. După care, citez, Consiliul Superior al Magistraturii ne-a transmis punctul de vedere formulat de Comisia numărul 1, comună, legislație și cooperare interinstituțională, prin care aceasta a precizat că propunerea legislativă reprezintă deficiențe majore. Motiv pentru care nu ar putea fi adoptată în forma inițială propusă. Deci, Consiliul Superior al Magistraturii nu dă un aviz negativ. Dar, în urma acestuia, Comisia Juridică a hotărât să adopte cu majoritate de voturi un mandat, un raport de respingere. Și atunci, pe repede înainte, a fost supusă votului senatorilor. În urma acestui vot, acum să vedeți dumneavoastră hora. Deci așa, după cum știți, această lege pe care am aici avizul de la Consiliul Superior al Magistraturii, cu însemnările, așa, în care, citez, este adevărat faptul că infracțiunea de înaltă trădare poate avea ca subiect și unul dintre ceilalți membri ai Consiliului Suprem de Apărare a Țării, însă acest fapt este justificat de importanța majoră pe care o au pentru securitatea națională, activitatea acestui autorități și informațiile pe care le gestionează membrii săi. Și dă toate argumentele. Deci, Consiliul Superior al Magistraturii recunoaște că sunt lacune. Și atunci nu se încheie cu niciun fel de recomandare să fie respins, să fie nu știu ce. O lasă în coadă de pește. Această comisie juridică, deci colegii mei, au introdus la Senat această lege și astfel
fiind propusă pentru a nu fi validată de Senatul României, voturile au fost astfel. 39 de senatori PSD au votat pentru ca ea să fie scoasă. 33 de senatori PNL au votat ca ea să fie scoasă. 6 senatori UDMR au votat ca ea să fie scoasă. 19 de la USR, la fel. Dintre cei 4 neafiliați senatori, unul s-a abținut. Singurii care au votat pentru ca această lege să intre în dezbatere, să fie amendată, să fie nu știu ce, au fost cei de la AUR. De ce cei de la AUR? Eu într-o declarație publică am făcut remarca că marea majoritate a senatorilor și deputaților din această formațiune politică sunt oameni de onoare. Problema vârfului partidului este. Dar oamenii au înțeles că de fapt cheia de boltă în a reforma statul român îl constituie această lege. Unde? De la Vlădică la Opincă, toți cei care lucrează în sistemul de stat, dacă fac atingere la această speță, vor avea de suferit. Spre exemplu, ea va veni acum și va intra în dezbatere la Camera Deputaților, care este foarte decizional. Eu nu voi avea liniște până când nu voi aduce la cunoștința fiecărui coleg de-al meu deputat treaba aceasta. Până pe 28 să pot depune amendamente. Fiindcă una din greșeli care este semnalată de către Consiliul Superior al Magistraturii este că am băgat conjuncția și amendă, spre exemplu, deci după condamnări și pedepse care sunt cu închisoare, am băgat și amendă. Nu! Spre exemplu, și confiscarea averii. Asta, ați înțeles? Și s-ar putea ca amendamentele depuse de colegii mei și voi face lobby, fiindcă noi care am inițiat această lege nu mai avem dreptul să mai facem. Dar vor fi colegi care vor face amendamente. Și vă spun eu că se va băga această chestie, că unul dintre ei, am și discutat, băi, zic, știam din start, am greșit aici, zic, fiindcă nu, zic, nu le iau averea, ori treaba asta cu giurgiuvelele, cu fântânelele cu care se practică de câtva timp, trebuie să înceteze. Așa că, stimată doamnă, deocamdată este pierdută o bătălie, nu și războiul, iar eu fiind mai catâr cu ghilimele de rigoare, nu mă voi lăsa. Ori. Fiindcă dacă nu vom face acest lucru, România va fi în continuare grevată de întrebarea 1 pe care dumneavoastră mi-a spus-o în această țară. Adică fiecare va veni și va dansa torontoiul pe teritoriul național fără ca nimănui să-i pese și fără ca nimeni să răspundă. Asta este problema în această țară. Din păcate, da. În încheiere, pentru că din păcate nu mai avem timpul necesar, dar vreau să lămurim un aspect care cel puțin a ridicat foarte multe semne de întrebare. Se tot discută despre acest război, știm foarte bine, și ceea ce intenționează președintele Federației Ruse. Vreau să-mi răspundeți exact și să-mi explicați sau să le explicați și telespectatorilor care este diferența dintre mobilizarea parțială și mobilizarea generală. În primul rând trebuie să încep cu următorul lucru. Din momentul declarației făcute de președintele Putin, abia acum începe războiul. Până acum au fost trageri în poligon, unde toată lumea a câștigat, toată lumea... Se pare că cineva nu a respectat niște înțelegeri. În acest moment, paradigma se va schimba. În sensul că Federația Rusă își va lua ceea ce, după mintea mea, s-a negociat. Drept urmare. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, în funcție de evoluție a conflictului, și când discutăm de evoluție, discutăm de conflictul care are o parte militară și o parte diplomatică. Din punct de vedere al diplomației,
se pare că ne găsim într-o bulă, într-o sincopă, sau mai bine zis, într-o treabă repetitivă, fiindcă marile puteri încă nu și-au spus părerea definitiv pe această treabă. Ceea ce înseamnă că marile puteri ale lumii trebuie să stea la masă și să reia cu tratatele pe masă în funcțiune toate problemele legate de aspectul care se desfășoară în proximitatea granițelor României. Președintele Putin, în calitate de șef suprem al Armatei Roșii, în funcție de misiunea și obiectivul misiunii, mai bine zis, pe care și l-a propus, upgradează acest lucru și a trecut la primul pas. Deci un segment de populație deocamdată este chemat la arme. Asta înseamnă mobilizarea parțială, da? Da. Având în vedere acest lucru, până la mobilizarea generală, nu cred că se va ajunge din punct de vedere al Federației Ruse. Dar, din alte puncte de vedere, având în vedere cantitatea de material, necesarul de oameni, dezvoltarea tehnologică și multe alte lucruri care țin, printre care și diplomația de care vorbeam, care are un mare rol în război, de aceea, vedeți dumneavoastră, comandanții supremi au la dispoziție două pârghii. Armata și externele. Da. Dacă comandantul suprem nu are responsabilitatea deciziilor luate și nu se sprijină pe acești doi stâlpi, pot să apară probleme foarte grave. Dar senzația mea este că ce s-a întâmplat acum face parte din plan și, discutând, face parte din plan, revin. Cred că ceva în acest plan nu a mers și atunci cele două părți angajate în conflict, fiindcă mi-e greu să spun Rusia și Ucraina, și mai bine zic cele două părți angajate în conflict, trebuie să găsească soluții. Deci de la tragerile în poligon, acum veți vedea, culmea, va fi această mobilizare parțială, numai că pe front vor apare adevăratele elemente de forță ale Armatei Roșii. Până acum, nu. Până acum a fost altceva. De aceea, din punctul acesta de vedere, consider că ceea ce se întâmplă este o acțiune gândită, planificată. Vom vedea, în măsura în care puterile occidentale vor găsi cheia rezolvării acestei probleme, fiindcă vedeți și dumneavoastră, propaganda rusă este mult mai puternică și țările din Europa, discutând de populație, încep să reacționeze în stradă, ceea ce este foarte periculos. Înseamnă că occidentalii, noi făcând parte din această treabă, trebuie să găsim soluții pentru ca asta să nu se întâmple, fiindcă vom da satisfacție Federației Ruse, care, după acest conflict cu ghilimele de rigoare, va fi mult mai puternică decât înaintea lui. Și atunci se pune problema, nu cumva ne găsim într-o situație de handicap, de aceea capetele lumii dezvoltate trebuie să găsească rapid soluții. Nu așteptăm Revelionul, trebuie găsit cât mai rapid. De aceea sunt multe lucruri legate de activitățile pe care fiecare stat le întreprinde și la nivelul statului român să știți că se întreprind lucruri deosebite. Mobilizarea generală este un act major, de ultimă forță, după ce ai declanșat mobilizarea generală și vă aduc aminte primul război mondial, vă aduc aminte al doilea război mondial pentru români ce a însemnat, unde am dat pierde foarte mari, dar vedeți că în librării sunt niște cărți, cu niște bani foarte mulți, legate de război și legate de hărți ale războaielor. Le-am răsfoit. Numai dacii sunt pomeniți atât. Și atunci vă întreb eu, cât suntem de fraieri când vine unul și își vinde cărțile pe teritoriul României să nu-i spun, uite, domne, istoricii români ce zic despre războiul 1, despre războiul 2, adică noi nu figurăm pe harta lumii? Și acum, dumneavoastră mă întrebați ce se va întâmpla cu România. Nu se va întâmpla nimic. Românii sunt speriați. Nu se va întâmpla nimic și tinerii români să nu fie speriați, dar tinerii români mă bucur că prin această sperietură, mă bucur cu ghilimele de rigoare. Poate înțeleg ce înseamnă armata. Poate înțeleg de ce ăștia, că nu merită să le zici, domn, doamne, fac tot ce se poate să ducă totul de suet, băgând militarii la pensii și salarii speciale. În tot cazul, dragi români, sunt convins că Dumnezeu nu ne va abandona.
să sperăm. Mulțumesc mult pentru prezență, din păcate chiar nu mai avem timpul necesar. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și să sperăm că ce am zis eu aici chiar nu se va întâmpla. Să sperăm cu toții. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi. Până data viitoare când ne vom revedea, vă dorim să aveți parte de zile frumoase și să vă bucurați de ele.